Citesc din Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, scris de Apostolul Pavel către Biserica din Efes, capitolul 5, versetul 18. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Amin. Vă invit să vă reașezați. Este frumos când frații se întâlnesc la părtășie, este plăcut înaintea lui Dumnezeu, este bine, este ziditor și noi suntem să slujim unii altora chemați. Dar cel mai important motiv al întâlnirii noastre, spune cuvântul în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 14, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Suntem aici ca să-L cinstim, să-L slăvim, să-L lăudăm pe Cel care merită. Vrednic este Fiul lui Dumnezeu, care s-a jertfit pentru păcatele noastre, să primească închinarea în seara aceasta și să fie înălțat în inimile noastre și în Sion. Amin? Scrie aici, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Cum? Cum tot așa? Adică mai presus decât orice persoană și orice problemă. Că este singurul care poate să mântuiască, poate să rezolve orice situație, nimic nu-l ia prin surprindere. Nici năpârca de pe mâna lui Pavel, nici încuietorile din Fapte 12 ale lui Petru, și nimic altceva, pentru că este la cârma Universului. El trebuie să fie înălțat mai presus decât orice persoană și orice problemă. Păi trebuie să fie înălțat așa încât să fie văzut de toți. Noi trebuie să-L ducem înaintea oamenilor cu mesajul Evangheliei pe Mântuitorul nostru, prezentându-L încât oamenii să-L vadă. Noi n-avem cu ce și n-avem pentru ce să ieșim în evidență. Știți cum spunea un maestru al picturii când a fost vizitat de maestatea sa, regele? Regele a vrut să vadă, era încântat de picturile lui și a vrut să vadă cum lucrează, cum scoate așa tablouri minunate. Și când s-a dus acolo, s-a uitat și a zis, maestre minunat. Și maestru lucra mai departe, nu prea avea timp de pierdut și privea maestatea și a zis, maestre, cu ce pot să te ajut? A zis, doar să vă dați la o parte să vină lumina. Avem nevoie și în seara aceasta de lumina sfântă, de călăuzirea lui Dumnezeu în inimile noastre și mintea noastră să nu fie întunecată, ci să fie luminată, cum spune Pavel, Romani 9:1, cugetul meu iluminat de Duhul Sfânt. El trebuie să fie înălțat, nu mi-am propus să vă spun asta, mai presus decât orice persoană și orice problemă. El trebuie să fie înălțat, Fiul lui Dumnezeu, așa încât să fie văzut de toți, să-L scoatem în evidență. Și El trebuie să fie înălțat singur, doar El, atât. Fără sfinți, fără arhangeli, fără mamă și fără frați, și fără familie. S-a uitat Mântuitorul și a spus, mama mea și frații mei sunt cei care fac voia Tatălui meu. Cuvântul din seara aceasta este un imperativ. Am transmis din descoperirea ce am primit-o de la Domnul în ultima perioadă despre ce înseamnă a fi plin de Duh. Poate că unii au primit mesajul acesta, poate l-au urmărit înregistrat, vreau să-l reiau în prima parte, în câteva cuvinte, și apoi să merg mai departe cu ceea ce Domnul mi-a descoperit și mesajul, tema din seara aceasta, ce vreau să vă prezint din Efeseni, capitolul 5, versetul 18, este tu poți să fii plin de Duh. Mai întâi,
ce înseamnă să fii plin de Duh, care este importanța, eu am numit acest subiect concentrația maximă a duhovnicescului. Există o parte ce trebuie să o îndeplinim. Asta ține de dorința noastră, de starea noastră. În Fapte 16 spune cuvântul despre Lidia, că în timp ce asculta cuvântul, Domnul i-a deschis inima. Domnul poate să deschide inimile celor ce sunt interesați de cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fie o poziție corectă a vasului, poziție concavă, nu? Așa se zice, ține apă. Că dacă e convexă, nu ține nimic. Nici învățătură, nici pocăință, nici până trece strada nu-l ține pocăința. Dacă este o poziție corespunzătoare a vasului, Dumnezeu este Cel care poate să toarne și inspirația Duhului Sfânt, îndrumarea, cercetarea, călăuzirea Duhului Sfânt determină formarea omului duhovnicesc. Și Domnul spune, fiți plini de Duh. Prima parte a versetului se referă la cea mai de jos treaptă pe care Dumnezeu o vede a omului din punct de vedere spiritual. Și scrie, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Când bei mult vin, te destrăbălezi. Când bei numai puțin, te dereglezi. Și Dumnezeu are nevoie de oameni limpezi la minte, cu care să lucreze pentru folosul împărăției, pentru formarea lucrătorilor. 2 Timotei 2:2, ce ai auzit de la mine, spune Pavel, în fața multor martori, să încredințez la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Ce înseamnă concentrația maximă a duhovnicescului sau a fi plin de Duh? Asta elimină orice influență a surselor străine, că paharul este plin. Și dacă dă și peste el, asta e în favoarea celor de lângă tine, pe care îi direcționezi, îi influențezi, îi împrospătezi cu bucuria mântuirii a Duhului Sfânt, cu roada Duhului Sfânt. Cum se vede plinătatea Duhului? Din prisosul inimii vorbește gura, nu? Și altă dată și tăcerea e un răspuns. Sau roada Duhului se manifestă în toate momentele a vieții, chiar sub tensiune, chiar încolțit și ispitit. Spun frații că la încercare doar trebuie să stai și să reziști, să rabzi, să te rogi, să ceri putere. La încercare, la ispită, trebuie să fugi. Așa scrie, fugi de poftele tinereții, dar vezi cu cine alergi, cu cine te întovărășești. Avem nevoie de plinătatea Duhului, că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are în vedere un vas curățit, pregătit, în care să coboare, prin care să lucreze pentru împărăția lui Dumnezeu. Și nu există jumătăți de măsură, că v-aș povesti despre așa ceva. Dar Biblia spune, de exemplu, Deuteronom 18:13, tu să te ții în totul, totului tot de Domnul Dumnezeul tău. Apoi, 2 Petru 1:5, dați-vă și voi toate silințele. Să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de toți oamenii. Dacă aveți din belșug în voi aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, vorba de roada Duhului, în ce privește de plină cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Și spune mai departe cuvântul că trebuie să întărim chemarea și alegerea noastră. Care este chemarea lui Dumnezeu? Chemarea lui Dumnezeu este la sursă, este la izvorul curat care vine de sus, care aduce putere. Voi să rămâneți în cetate până veți primi o putere. Și după ce primești puterea, în exteriorul zidurilor poți să dovedești că ești cârmuit, cum spune Galateni 5:16, de Duhul Sfânt. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul Sfânt.
Când am ajuns la un obiectiv turistic, mi-am dat seama că am pierdut ghidul. Eu eram vinovat, că trebuia să fiu atent. Și m-am trezit lângă un ghid în altă limbă în povestea. Ce să înțelegi? Că ghidul te conduce dacă vrei să mergi împreună cu el. Dacă vrei să înțelegi ceea ce spune și să-ți iei aproape. Domnul ne cheamă la o iubire din toată inima, față de Dumnezeu și apoi față de aproapele, de exemplu. Nu se poate cu jumătăți de măsură. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, din tot sufletul, cu toată puterea și cu tot cugetul, spune cuvântul. Spune Filipeni 2:1, cuvântul despre o legătură a Duhului. Unde poate fi asta? Ajungem și aici. Concentrația maximă a duhovnicescului sau a fi plin de Duh elimină orice influență a surselor străine. Dacă va fi o concentrație de 90% de exemplu, dar mai este și un firesc acolo, mai este și ceva lumesc, mai este și amestec, acel procentaj, mic la sută, de lumesc, de firesc, va strica plămădeala nouă. Ne va îndepărta încet, treptat, de adevăr de voia lui Dumnezeu, că există o putere și o influență și a răului. Domnul vrea să fim plini de Duh. Am ajuns într-o biserică, a fost anunțat că un cor de surdomuți vor lăuda pe Domnul. N-am auzit asta niciodată, n-am văzut și am stat atent să văd ce se întâmplă. Au venit în față, era o soră cu chitara, ea cânta și vocal și instrumental, ceilalți gesticulau, fără sunet. Dar m-am uitat pe fața lor, atâta pasiune, așa mult patos, o așa seninătate și deschidere, o așa lumină pe fața lor, că, nu știu, noi rămâneam în urmă cu versurile. Da. Stăteau de vorbă doi frați, un frate din biserica noastră cu un frate și au zis, auzi, nu crezi că există o chemare a lui Dumnezeu la mai mult decât vrei tu să împlinești? O zis, auzi, eu recunosc că eu cu astea firești, cu astea pământești, dar eu cred că și nădăjduiesc că să fiu acolo după ușă în împărăție, în urma răpirii. No, nu te superi că spun asta, dar tu mă știi, eu sunt sincer, acolo după ușă. Și au zis, auzi, noi suntem prieteni și nici tu nu te superi dacă spun ceva, să-ți fie rușine. Când e vorba de lucrurile pământești, vrei să fii printre primii, harnic, destoinic, și când este vorba de lucrurile duhovnicești, vrei după ușă. Și am mai zis odată, să-ți fie rușine. Dragii mei, Domnul vrea să lase ungerea Duhului Sfânt să ne însoțească în ceea ce ni s-a încredințat să facem. Să avem acea dragoste neprefăcută, acea pasiune pentru lucrare, acea însoțire a Duhului Sfânt în fiecare moment al vieții. Cel de lângă tine să se bucure că i s-a dat ocazie să aibă lângă el un om care se roagă prin Duhul, un om care trăiește roada Duhului, un om care face lucrarea sub ungerea Duhului. Domnul să ne binecuvinteze. A fi plin de Duhul Sfânt înseamnă că este eliminată orice sursă, orice influență străină. Apoi, concentrația maximă a duhovnicescului sau a fi plin de Duh
determină și influențează sau păstrează o stare corespunzătoare a vasului. Să nu ziceți că stă apa într-un recipient de tablă și nu se întâmplă nimic rău. Pe moment nu. Dar după un timp nu o să mai stea apa acolo. Nimeni nu pune, o zis Domnul, vin nou în burdufuri vechi, nu? Trebuie să fie un vas curat, o făptură nouă și Domnul poate să reverse și unde lemnul acela va păstra o stare corespunzătoare a vasului. Că asta ne ține puterea Duhului Sfânt. Repetiția face să meargă bine cântarea. Rugăciunea face să rămânem în picioare, să luptăm până la sfârșit și să fim biruitori. Ajungem și la partea aceasta. Și apoi, concentrația maximă a duhovnicescului sau a fi plin de Duh asigură, printre altele, rămânerea în custodia Duhului. Adică noi putem asculta, noi putem merge sub îndrumarea Duhului și Duhul Sfânt ne va călăuzi mai departe. Sau alegem firescul, alegem părerile omenești și Duhul Sfânt. Samson credea că va face cum a făcut mai înainte, numai că a depășit limitele Duhului Sfânt și Duhul Sfânt nu mai era cu el. Îl părăsise, ca și pe Saul după aceea, din pricina neascultării. Concentrația maximă a duhovnicescului asigură rămânerea noastră în custodia Duhului. Domnul să ne binecuvinteze. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Mesajul din seara aceasta este un imperativ al lui Dumnezeu pentru fiecare credincios. La miază m-au așteptat două doamne din oraș și au spus, fiindcă duminică dimineața aveți botez, vrem și noi să ne botezăm. Și am spus, dar am avut o perioadă de pregătire cu candidații, da, știu că ați avut. Ați mai fost la noi la biserică? Da, am mai fost de 3 ori. Și care e motivul pentru care vreți să fiți membri în comunitatea aceasta? Apoi am întrebat care e motivul pentru care vreți să vă botezați. Botezul nu înseamnă doar o liniștire a sufletului că am făcut ceva din ceea ce trebuie. Și am făcut catecheză o oră, de la 12 până la 1, după program, probabil pentru celălalt botez care va veni. Nu ne ajută, ne poate încurca ieșirea din rânduiala lui Dumnezeu. Dragii mei, am văzut la frații penticostali cum se pune problema în ultima perioadă. Frate, nu mai este putere. Nu mai este putere. Și unii atât zic, că nu mai este putere și dacă nu mai este putere, normal să nu mai fie putere și nimic de făcut mai departe. Dar scrie în Luca 21:36, vegheați dar în tot timpul și rugați-vă, deci există soluție pentru lipsa de putere, nu-i așa? Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere. Dar frații penticostali continuă ideea și spun așa, frate, dar nu mai este putere în rugăciune. Am văzut frați penticostali la drumeție. Câtă putere, frate! Nu mă țineam de ei. Hai să urcăm până pe vârful lui Pătru, pe muntele Șurianu. Nu te puteți ține de ei. Nu mai este putere. Am văzut credincioși penticostali când au de lucru, harnici, nu știu de unde au atâtă putere. Lucrează zi lumină, putere frate, este putere. Cred că nu mai este dorință, cred că nu mai este interes, asta e problema.
Cred că s-a stins focul acela interior al dorinței sincere de a veni la altar, de a rămâne în stăruință, ca Domnul să lase umplerea Duhului Sfânt. Ne mulțumim cu jumătăți de măsură, ne mulțumim cu cât de cât, ne mulțumim cu puțin. Cu puțin unde lemn fecioarele nechipzuite au rămas la ușă. Nu poți cu firești puteri să duci luptele divine, nici a Duhului poveri să le porți smerit spre cer. Nu poți cu firești puteri, de n-ai viață nouă în tine. Umblarea după lucrurile Duhului este... Aveți Biblie, nu? Traduse în limba română, sau aveți numai videoproiector, Biblie, nu? Umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Dar umblarea după lucrurile firii, acelea care ne fac rău, o să punctăm și aici ceva. Hai să fim sinceri, frați și surori, să recunoaștem, să mărturisim. Când este vorba de lucru, este putere. Când e vorba de drumeție, este putere. Când e vorba de flotări și genoflexiuni și tras de fiare, fai, câtă putere au tinerii. Și eu am întrebat, dacă nu este putere în rugăciune, despre ce putere e vorba? De putere fizică? Mănâncă, frate, dacă n-ai putere. A fost la noi o descoperire, spunea Domnul, dacă nu poți să ții o zi de post, așa întreabă Domnul, nici jumătate n-ai putut să ții? N-ai putut să ții jumătate, a zis Domnul, nici 3 ore n-ai putut să ții. Nici 3 ore. Spunea Mântuitorul, ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Și am făcut o comparație așa, să nu luați termenii aceștia și să-i calculați matematic. Am spus în biserică la noi. Dacă Domnul a zis, din 12 ore cât are postul, nu? De la până la sfințit, nu? De la răsărit la sfințit, nu? 12 ore, nici 3 ore n-ai putut. Atunci, mă gândesc așa, dacă rugăciunea bună a Mântuitorului de un ceas, zice Domnul, nici un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine, atunci, raportat la post, postul 3 ore din 12, atunci vine un sfert de oră dintr-o oră. Auzi, nici un sfert de oră n-ai putut să te rogi dintr-o oră. Cam cât țin rugăciunile la noi în familie? La noi în biserici. Că spun frații, fraților, hai să aducem o jertfă de mulțumire. Cam cât durează jertfa asta, stimate? Prieten, cam cât durează? La Domnul o jertfă a durat o oră. Și Domnul a zis, auzi, din 12 ore de post, nici 3 n-ai putut, auzi, dintr-o oră de rugăciune, dar rugăciune, fără îndemnuri, fără cântări, o oră de rugăciune, nici 3. Adică un sfert n-ai putut? E mult? Da, Doamne, e mult. De ce? Ai alte gânduri, ai îngrijorări, ai program, ai idei de dus la îndeplinire, nu? Nu cumva să ne regăsim pe la Matei 25 cu 26. Rob, leneș, o zis Domnul, nu-i vorba de lipsă de putere. Nu, ești leneș, n-ai chef să te rogi, n-ai chef să stăruiești, n-ai chef să rămâi la altar, că e mai ușor să bați bulevardul, să apeși telecomanda, să povestești ce nu aparține lucrurilor Duhului, ce nu-i dezidire. Și mergem oara fără materie primă, numai așa ca să... Numai ca să meargă vorba așa. Ceea ce vorbești este de folos pentru celălalt? Atunci când te întâlnești la părtășie, atunci când trebuie să contribui la zidirea altuia, poate ai pierdut vremea. Hai să punctăm ceva. 1. Tu poți să fii plin de Duh dacă te afli în comunitatea Duhului. A fost o descoperire în urmă cu 2-3 săptămâni la noi. În felul următor. Așa vorbește Domnul. Sunt credincioși care merg în locuri
neîngăduite. Am primit o științare că sunt credincioși din sală care întreabă: Doamne, dar care-s locurile neîngăduite? Și la predică am dat răspuns din partea lui Dumnezeu. Și am spus printre altele: fraților, am scris o definiție, gândiți-vă la ea. Am scris-o aici pe scaun, am zis: locuri neîngăduite. Care-s locurile neîngăduite de pe Terra, frate? Ca să știm să nu mergem. Am dat două definiții. Unu, locurile neîngăduite sunt aceleași locuri frumoase, bune, fără probleme, dar stricate de prezența destrăbălată a lumii. Să dau exemple? De sezon, nu? Dau un exemplu de sezon. La plajă, la baie. Auzi, când ești la plajă, de exemplu, ai putea să pui o emblemă pe tine: Templul Duhului Sfânt. Vorba unui frate, când se întoarce pocăitul de pe acolo, nu vine cu fotografii, vine cu un album în cap. Locuri bune, frumoase, dar, atenție, este avertizarea lui Dumnezeu, stricate de prezența oamenilor destrăbălați, sau să zic desfrânați. Până la urmă, dezgolirea este o desfrânare, nu? Sau pot fi locuri bune, dar într-un timp petrecut simultan cu închinarea de la biserică. Adică, frați, în același timp, frații sunt la închinare, dar tu ești într-o zonă verde. Frumoasă, dar nu-i păcat zona, e păcat timpul. Că în același timp Domnul face pontaj aici. Am fost într-o biserică, în Oradea, și am ajuns prima oară acolo, am văzut că păstorul, în timp ce se cânta, tot scria câte ceva, m-am uitat, tot trecea nume. Zic, dar ce notezi? O să-ți fac prezența, eu fac prezența totdeauna. Și? Păi și, care nu vine de câteva ori, îl avertizez să fii atent, dar zic, nu te duci să-i cauți, să vezi pe unde ești. Care nu vine de mai multe ori, îi dau fișa membrală. Zic, ce înseamnă asta? Fișa membrală, adică transfer forțat. Ia-te și du-te unde te simți bine, nu? Unde te simți bine. Discutau doi frați într-o seară. Zice, rămâi până dimineață sau până mai târziu? Adică la lucru. Era clar că e vorba de lucru. Și am spus: frații mei, știți cum vorbeau înainte frații? Rămâi până dimineață sau până mai târziu la stăruință? Și frații de la noi, care lucrau la mină, ziceau: stau până dimineață, dar nu mai mult de ora 4, că mă duc direct la mină, la serviciu. Și intra în adânc, la lucru. Cum? De unde putere? E vorba de putere fizică. Eu cred așa, puterea spirituală interacționează cu vasul. Și vasul este influențat de puterea spirituală și prinde putere. Nu-i așa? Dacă te afli în comunitatea Duhului, anunțam frații din biserica unde slujesc fraților, să știți că s-a schimbat denumirea bisericii, ca să știți cum avem în acte. Dacă vă întreabă cineva, înainte aveam comunitatea cultului creștin pentecostal, Biserica lui Dumnezeu Apostolică Betel, fără Betel, din Cimpa. Acum este Biserica Pentecostală Betel din localitatea Cimpa. Ce ziceți? Ce ziceți de o denumire? Comunitatea Duhului Sfânt din Reșița. Cum sună? Să lăsăm actele deoparte, că sunt frumoase denumirile și de pe acte, dar de pe teren, cum este denumirea? Dacă vine cineva din exterior, este un semn pentru cei de afară? Este o dovadă? Cineva m-a întrebat într-o zi: voi sunteți împotriva semnului crucii? Și a spus: nu.
Dar voi de ce nu faceți semnul crucii? Am zis că pentru că e semnul cultului vostru. Și nu vreau să vă ironizez să fac semnul cultului vostru. Dar am spus, ține cont că închinarea conține semn, stare și legătură. De exemplu, când noi ne punem pe genunchi, ăsta e un semn. Ce semn? Semn de închinare, nu? Semn de închinare. Când ei își fac semnul crucii, ce e ăsta? Un semn. Semn de închinare, da? Bun. Până aici e bun. Care e păcatul? Dar hai să mergem mai departe. Problema e că unele lucruri le facem degeaba, știți? Și ăsta e păcatul, că pierdem vremea. Că dacă numai te pleci pe genunchi, doar atât, e degeaba. După semn, la închinare vine starea. Trebuie să vii cu o stare de cuvință, cuvincioasă înaintea lui Dumnezeu, o stare de smerenie, o stare de pocăință, de mărturisire, de părere de rău. Nu-i plângeți pe cei ce plâng acum. Plângeți-i pe cei ce râd acum, că ei vor plânge mai târziu. Pe cei ce vin la închinare, pe cei ce stau în familie la altar să-și plângă păcatul și să reia firul de legătură cu Domnul, că după stare este legătura, că dacă vorbești fără semnal în zadar, nu-i suficient semnul fără stare și nu-i suficient semnul și starea fără legătură. Ceea ce dă frumusețea noastră este conversația, legătura noastră cu Creatorul. Prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este legătura. Spunea Pavel Filipenilor, dacă este vreo legătură a cultului penticostal, nu? Cuvântul spune, dacă este vreo legătură a Duhului, a Duhului, că nu-i suficientă legătura cultului penticostal. O legătură. Poate Duhul Sfânt să facă legătură? Dar cel care nu e în legătură, oare mai are Duhul Sfânt? Mai are călăuzire? Mai are umplerea Duhului Sfânt? Sau mai dorește? Mai este intenționat să fie cârmuit de Duhul Sfânt? Ce înseamnă comunitate? Comunitate. În limba română, comunitate înseamnă grup de oameni cu interese, cu credință și cu norme de viață comune. Asta înseamnă comunitate. Dacă nu, e doar denumirea. Da. Cu interese, cu credință și cu norme de viață comune. Așa scrie în explicația cuvintelor limbii române. Suntem în comunitate? Suntem în legătura Duhului? Tu poți să fii plin de Duh dacă te afli în comunitatea Duhului, acolo unde Duhul Sfânt lucrează, acolo unde Duhul Sfânt se coboară, acolo unde Duhul Sfânt transmite învățătură și înștiințare și îndrumare și uneori și mustrare, și le primim că sunt de la Domnul prin Duhul Sfânt pentru biserică, fiindcă Duhul Sfânt îți sfințește biserica lui Hristos ca să o pregătească pentru ziua răscumpărării. Dacă nu, cei ce n-au Duhul lui Hristos nu sunt ai Lui. Și este un cuvânt în Romani, sunt mai multe cuvinte și mai multe versete care pot fi citite. Romani capitolul 8, versetul 9, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Și dacă toți suntem aici, și versetul 6, și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Promisiunea lui Dumnezeu, voi turna Duhul meu peste orice făptură, este valabilă pentru toți.
Nu doar pentru o categorie de oameni, nu doar pentru limită de număr. Și asta e vestea bună și harul, că tu poți să fii plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar să fii în comunitatea Duhului, unde este prezent Duhul lui Dumnezeu. Să nu facem nimic în viața noastră, în slujirea noastră, prin vorbirea noastră, care ar îndepărta prezența Duhului Sfânt, care ar întrista pe Duhul Sfânt. Sau, spune cuvântul, în legătură cu poporul Israel, că li s-a făcut vrăjmaș. S-a făcut vrăjmaș. Cu privire la locurile neîngăduite, frați și surori, n-ar trebui să privim oprirea de la anumite lucruri făcute de Dumnezeu prin îndemnuri, prin porunci, prin rânduieli, ca pe niște garduri de sârmă ghimpată peste care n-ai voie să treci, ci ca pe niște bariere de protecție. Domnul vrea să ne ferească de ceea ce ne face rău și determină să pierdem viața spirituală, legătura cu Dumnezeu, părtășia sfântă și să pierdem împărăția. Spune cuvântul 1 Tesaloniceni capitolul 4, versetul 4, fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și în cinste. Doamne, ajută-ne! A doua precizare. Tu poți să fii plin de Duh dacă te interesează asta cel mai mult. Adică, Ioan 7:37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, după cum zice Scriptura. Vorbea despre Duhul Sfânt, care încă nu fusese dat pentru că Iisus nu fusese proslăvit. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea, a spus Domnul. Tu poți să fii plin de Duh dacă te interesează asta cel mai mult. Dacă în lista ta de priorități, dacă în umblarea ta, dacă în interesul tău este pe primul loc asta și spui: nu vreau să amestec lucrurile. Dragii mei, noi ne uităm la gardul, n-ai voie aia, n-ai voie. Și Dumnezeu n-a îngrădit pomul cunoștinței binelui și răului de Adam și Eva. Dar după ce a păcătuit, după ce au păcătuit, le-a îngrădit grădina. Înțelegeți? Va fi o ușă închisă, fără drept de apel. Poate că Mântuitorul va spune de dincolo de ușă când vor bate fecioarele nechipzuite, sau poate va deschide ușa și va spune: ce-i cu voi afară? Că puteați să fiți înăuntru, că voi ați fost înăuntru, împreună cu fecioarele înțelepte, că era un de lemn, nu trebuia să negociați, dați-ne și nouă, așa cum mai spun unii, mai lăsați-o și voi mai ușor, mai punem și noi ceva și hai să facem o economie de piață, așa să dea bine de imagine. Spune cuvântul în Osea, capitolul 12, versetul 4. S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor, a plâns și s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel și acolo ne-a vorbit Dumnezeu. Adică Dumnezeu a folosit acel prilej să vorbească și pentru Reșița și pentru izvorul vieții. Ce nume aveți! Ce denumire extraordinară! Te întreabă frații, m-au întrebat și pe mine la amiază lucrătorii: dar unde mergi după masă? La izvorul vieții. Dai seama, e greu de ajuns, dar se merită, că acolo este prezența Duhului Sfânt, apa vie.
Tu, femeie, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce cere, dăm să beau. Tu singur ai fi cerut și El ți-ar fi dat apa vie care vine din cer, care stâmpără setea spirituală, care îți alină, îți mângâie sufletul, pentru că se numește mângâietorul, puterea de la Rusalii, care întărește sufletele. Mai este interes, mai este dorință. Poate credința e mai departe de ele. Credința e imediat lângă ele, dar dacă nu sunt astea, dorință arzătoare și interes. Oare dă Dumnezeu așa credință din oficiu? Pentru ce? Luca 24, de la versetul 28, arată Sfânta Scriptură despre întâlnirea Mântuitorului. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Și știți ce s-a întâmplat. Au stăruit ucenicii și au zis: rămâi cu noi, este spre seară. Este atât de greu în lumea aceasta să te păstrezi, cum spune Filipeni 2:15. Copiii lui Dumnezeu fără vină curați, ținând sus cuvântul vieții, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care să străluciți ca niște lumini în lume. Este greu, dar nu imposibil. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne poate autoriza, ne poate învrednici, ne ajută să răspândim mireasma cunoștinței Domnului Iisus Hristos. Dacă rămânem numai la program, la liturghie, rămânem numai la ce-a fost acolo, puțin, o rugăciune întreacăt, în fugă. Și a treia precizare, tu poți să fii plin de Duh, chiar dacă din afară sunt lupte, împotriviri. Exemplul meu este din Fapte, capitolul 7, versetul 55. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și a zis: iată-vă cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. I-au început atunci să răgnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate, l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care, ascultați ce spunea, plin de Duhul Sfânt. Așa spune omul plin de Duhul Sfânt. Ceilalți au altfel de cuvinte, altfel de vocabular. Se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit, plin de Duhul Sfânt a plecat. Omul care este plin de Duhul Sfânt rămâne pe temelie, rezistă oricare ar fi problemele. Tu poți fi plin de Duh, oricât de mare ar fi împotrivirea. Dacă e mare împotrivirea, nu înseamnă că se stinge Duhul, că s-a dus puterea, că a pierit năzuința sufletului și nădejdea spirituală. Nu. Aici este secretul biruinței. Binecuvântat să fie Domnul. În 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 5, Pavel subliniază un lucru acolo și spune: căci după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile, de afară lupte și dinăuntru temeri. Dar omul plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prigonit, izgonit afară din cetate, încătușat, oprit, a rămas neclintit. Că este o putere invizibilă, dar o putere ce te ține în picioare până la sfârșit. Și spune Efeseni 6, care să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul cu sabia Duhului. Poți să biruiești.
Domnul să ne dea biruință. În Fapte 4 spune cuvântul că ucenicii, după ce au primit puterea Duhului Sfânt, s-au dus să slujească și au văzut probleme, dar asta nu i-a oprit. Și au venit din nou la rugăciune și au spus: Doamne, uită-te la amenințările lor și dă putere robilor tăi. Ce să facă? Ai nevoie de puterea Duhului Sfânt? Pentru ce? Ce vrei să faci? Spunea un frate: de mi-ar da Domnul și mie o mașină. Vă spune asta în urmă cu 15 ani, când greu obținea o mașină. Acum, mai ușor. Și am întrebat: dar ce vrei să faci cu ea? Ce vrei să faci cu ea? Vrei să mergi în concediu, nu? Care este explicația noastră când ne întreabă Domnul: ce vrei să faci? Dă putere robilor tăi să vestească, să ducă mesajul mai departe. Să ducă mesajul mai departe. Concentrația maximă a duhovnicescului sau a fi plin de Duh înseamnă să nu fie permisă nicio influență din exterior. Poți să bată vânturi, să treacă și curente și să fie mizerie în lume. Poate să fie. Rămâi pe stâncă. Pentru că a fi plin de Duh înseamnă să elimini orice influență a surselor străine. Duhul Sfânt ne aduce aminte, Duhul Sfânt ne învață ce avem de făcut și Duhul Sfânt ne ajută să rămânem statornici pe temelia apostolilor și a prorocilor și să ducem învățătura mai departe. Tot așa, tot așa. A fi plin de Duh, asta păstrează vasul într-o stare corespunzătoare. De aceea nu-i putere nici în trup când e vorba de rugăciune, că nu-i putere în Duh. Și interacționează astea. Au contact. Că așa poți zici că mănânci bine și tot n-ai putere să te rogi. Dar când ai dorință, când îl supui pe Adam, euul, firea pământească, spunea un frate, zice, cineva a venit și mi-a zis că am visat că aveai de dus o luptă cu cineva. Să ai grijă, să ai grijă, să urmărești, să vezi cine o să fie, cu cine ai de dus lupta. Și-a zis, deja știu. Da? Da. Eu sunt cel care am de dus lupta, au zis fratele. Și am de dus luptă tot cu mine. Eu sunt acela. Cu mine am de dus lupta. Și a spus Pavel, și mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lăsat deoparte. Fiți plini de Duh, asta asigură, determină rămânerea noastră în custodia Duhului, în zona de influență, de acoperire a Duhului. Când nu mai ești plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu este gelos pentru noi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, și ne va da semnale și ne va trimite avertizare. Dumnezeu nu ne pedepsește cu plăcere și nu întristează pe fiul oamenilor cu drag, cu plăcere. Dar este pentru binele nostru, fiindcă vrea să ne trezim. Fiindcă vrea să revenim la normalitate, să intrăm pe făgașul pocăinței. Că botez în apă nu înseamnă numai cufundare. Că e ușor că dăm drumul la apă și facem botezul. Și ce atâta pregătire și eveniment și musafir și nu mai știu ce trebuie să mai fie. Botezul în apă ne mântuiește prin complexitatea actului. Credința care te duce la fapte, altfel este zadarnică,
la pocăință? Și apoi omul rămâne hotărât, statornic în voia lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare ce începe în viața credinciosului și continuă în procesul de sfințire, de punere deoparte, de folosire prin darurile Duhului Sfânt, de luminare a oamenilor prin roada Duhului Sfânt, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetărilor. Numai că, repet în încheiere, tu poți să fii plin de Duh dacă te afli în zona aceasta unde Duhul Sfânt lucrează. Sau ai putea să faci o stăruință și la cinematograf? Aici eu mă simt bine în Duhul, fac o stăruință, să coboare Duhul Sfânt aici. Nu, s-ar putea. Dar să mă chem și pe mine când faci asta, să văd cum faci, ca să știu să fac și eu. Dar dacă nu poți, să nu mă chem că te faci de rușine. Este un loc unde aleargă credincioșii la altarul lui Dumnezeu. Nu stingeți Duhul, frați și surori, că se duce puterea. Nu pierdeți interesul, nu pierdeți dorința sinceră, arzătoare pentru lucrarea aceasta, că se stinge făclia și bășbăim după aceea și avem mintea întunecată și nu mai înțelegem și nu mai pricepem. Și se spune un verset deasupra la ceea ce am citit. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Mare har și binecuvântare, voia lui Dumnezeu să fie descoperită. Că împlinim voia lui Dumnezeu făcând ce este bine, să ajungem în Canaanul binecuvântat. Dacă Domnul a găsit cu cale să ne descopere voia Lui și ne-o explică prin Duhul Sfânt și ne face să o înțelegem prin Duhul Sfânt, este mare binecuvântare pentru noi. Dar dacă noi suntem împotrivitori adevărului, asta nu mai ajută rămânerea noastră. Deci, poți să fii plin de Duh dacă te afli în comunitatea Duhului. Stăruiește, dragul meu, în rugăciune, stai la altar, unește-te cu oameni sinceri, cu oameni credincioși. Am avut o descoperire prin Duhul Sfânt în urmă cu mai mult de 10 ani. Iată, bărbatule, să veghezi că va veni vremea când să te unești cu oameni sinceri din biserică și să vă rugați cum nu v-ați rugat. Două mari probleme pentru mine. Care o fi oamenii sinceri? Păi numai Domnul știe. Că uneori zicem noi că sinceri și nu-s. Sau altădată poate ni se pare că nu sincer, dar omul e sincer. Te mustră și zici că nu e sincer și poate atunci a fost cel mai sincer. Și cum să ne rugăm cum nu ne-am rugat? Într-o marți, când a fost o problemă într-o familie, un tânăr a avut un accident, familia a zis: frate Corneliu, mergem la adunare și nu mai plecăm de la adunare până nu intervine Domnul. Și am spus: voi nu mergeți la adunare, voi mergeți la spital și vedeți de copil, noi mergem la adunare. Niciodată și la nicio evangelizare n-au fost ca în ziua aia. Noi marța n-aveam, numai joia și sâmbătă aveam rugăciune și program joia. N-au fost atâția. Cineva a numărat 30 de prieteni în adunare, de la un mesaj pe telefon: haideți la rugăciune, că suntem în probleme. Și de atunci, nu noi am înființat-o, nu noi am inventat-o, dar nici n-am putut să o desființăm. A rămas rugăciune fiecare seară. Luni rugăciune, marți rugăciune, miercuri rugăciune, joi dimineața post și rugăciune până seara. Și joia asta o sta frații de dimineața de la 9 până seara la 8, la post și la rugăciune în continuu. Și vineri seara rugăciune și eu n-am mai știut de lucrare. Și au trecut ani, deja sunt aproape 10 ani de când Dumnezeu a înființat lucrarea asta. Și am adus aminte de lucrare.
Și am găsit lucrarea scrisă. Bărbatule, va veni vremea să te unești cu oameni sinceri din biserică, să vă rugați cum nu v-ați rugat. Eu m-am rugat tare. Încet m-am rugat, scurt m-am rugat, mai mult așa, o oră sau două sau chiar trei m-am rugat, dar în fiecare seară cu frații la adunare nu m-am rugat niciodată. Să vă rugați cum nu v-ați rugat. Uite așa au găsit Domnul cu cale. Dacă te afli în comunitatea Duhului, tu poți să fii plin de Duh. Apoi, dacă te interesează cel mai mult asta. Am avut stăruință în urmă cu câțiva ani și o tânără se ruga așa, m-am dus și am mișcat-o puțin, am clătinat-o. Ei, ce faci, că plecăm acasă? Mi-a părut rău și nu m-am simțit tare bine văzând că ea de fapt se ruga și se ruga cu lacrimi. Că am deranjat-o. Și-a zis, frate Corneliu, eu am făcut hotărâre, nu plec acasă până nu mă botează Domnul cu Duhul Sfânt. M-am gândit cum să facem, să-i lăsăm cheile de la biserică, să lăsăm ceva surori cu ea, o tânără de 18 ani. Cum să facem? Zic, mă, cel mai bine ar fi să-i explic. Să-i explic că mai facem și mâine seară, că... Dar ce să-i explici unei persoane care stă de vorbă cu tata acum? O să spună, lasă-mă că eu stau de vorbă cu tata acum. Și frații sunt pe locul doi, pe locul întâi tata. Ce să-i explici? În seara aceea Domnul a botezat-o cu Duhul Sfânt. Niciodată n-am fost așa de impresionat de felul în care Dumnezeu a lucrat ca în seara aceea pentru ea. Stăteam așa cu gura căscată tot și ascultam cum vorbește Duhul Sfânt. Extraordinar. Îmi spuneau părinții, că părinții n-au fost la stăruință, au zis, au venit acasă și s-au rugat până dimineața. Am crezut că e bai cu ea, n-a lăsat-o singură, ne-a rugat și noi. Asta face Duhul Sfânt, îi unește și pe cei de lângă tine. Și apoi o trebuie să vină și părinții la stăruință. Că dacă tu ai focul, focul se răspândește. Din inima lui vor curge râuri de apă vie, după cum zice. La ce să se aștepte omul de la tine? La ce? La râuri de apă vie? Izvorul vieții. Să vii la izvorul vieții și niciun rezultat? Să fii aici apa via lui Dumnezeu și tu să stai nepăsător și zici că mi sete și cauți dozatorul de apă și poate v-am mai zis și mă apropii acum să închei, că e vremea. Am stat de vorbă cu un păstor și a zis, măi, mai am schimbat un pic programul, duminica seara, zice, stăm la un ceai, fac surorile două oale mari așa de ceai și stăm și bem acolo un ceai. Zic, dar voi nu vă mai rugați duminica seara? Ei, cerem ajutorul Domnului. Trebuie să cere ajutorul Domnului, că te poți să necași cu ceai. Cerem ajutorul Domnului. Și nu cântați, nu mai lăudați pe Domnul. Ba, cine vrea poate să cânte. Ca la nuntă, la masă. Cânți, nu te ascultă nimeni. Cam așa. Și sfaturi, îndemnuri. Nu, aia dimineața, seara, stăm la un ceai. După câteva săptămâni m-a sunat că suntem prieteni. O zis, frate Corneliu, nu ne mai înțelegem. Nu știu ce, de la ce dezbinare asta, de la ce lipsa asta de legătură frățească. Și eu zic, de la ceai. De la ceai. Ați băut prea mult ceai. Că de la rugăciune erau alte rezultate. Dar tot ați dat cu ceai, tot ați dat cu ceai și acum sunt rezultatele pe măsură. Este vremea de încheiere. Spunea un frate dimineață la noi, un lucrător venit de peste ocean, o zis că sunt trei feluri de predicatori. Unii predică scurt. Ei, și dacă le dai timp mai mult, nu pot, doar mai scurt. Alții predică mult. Zice că într-o adunare un frate chiar predica și a zis, fraților, m-aș opri, dar nu pot. Și a zis, frate, zi, amin și dă-te jos. Și a treia categorie de predicatori sunt cei care se încadrează. Dacă îi dai scurt, atâta vorbești și cât e scurt.
Mie mi s-o da mult, atât am vorbit. Dar cred că am ținut vreo 3 predici ca să fiu la zi, ca să fiu la zi și să... V-am zis data trecută că sunt un fel de păstor asistent aici la dumneavoastră. Și atunci deja am ținut seara asta 2 sau 3 predici, deci luna viitoare nu vin, cealaltă nu, deci la zi. Am întâlnit în Germania un frate, într-o duminică m-am dus la o biserică invitat și m-a avut un frate păstor acolo. Zic, suntem amândoi, împărțim timpul, e mai bine, zic, și pentru mine scap mai ușor. A, nu, zic, eu sunt tot aici cu ei, s-or fi și săturat de mine. A, tu ești aici? Dar păi ce, am venit la lucru. A, pe ce perioadă? Păi 6 luni. Dar tu cum poți pleca din biserică așa 6 luni? O spui, eu sunt păstor asistent. Și eu am zis, cred că nici asistente și păstor nici atâta. Ca să pleci 6 luni, nici asistent, că asistentul trebuie să stea acolo, mai de făcut injecții, mai tratament. Apoi păstorul trebuie să fie atent acolo ce se întâmplă. De aia să și filmează la dumneavoastră, păstorul să vadă ce s-a întâmplat, nu? Eu trebuie să vin mai des și zice că sunt prieten cu fiecare din frații lucrători și ei mă sună pe rând. Sau acum s-au învățat altfel, sună fratele Mihai și zice, uite fratele Ciprian aici, să ți-l dau, că trebuie să vii la noi. Și atunci, odată mi-e rușine de fratele Mihai, odată mi-e rușine de fratele Ciprian, altă dată de fratele Sami, data trecută fratele Sami a fost cu slujba și tot vin pentru fiecare în parte. Să fie de folos pentru noi toți cuvântul lui Dumnezeu și să ne ajute Domnul să venim la altar, la sursă, să primim puterea de sus, dar să ne lăsăm călăuziți, cârmuiți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să nu pierdem ghidul, să ajungem cu alți îndrumători. Doriți să ne rugăm? Frații, au zis că putem să ne rugăm la încheiere. Vă invit să vă ridicați, ca să ne rugăm. Ne rugăm și ne încredințăm în mâna Domnului. Și rugăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să se atingă de noi. Rugăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să umple vasul, să sfințească vasul, să ne întărească în lupta spirituală, să ne ajute în slujire, să rămânem credincioși, să facem roada Duhului în fiecare împrejurare, ca oamenii să poată să vadă că suntem copii al lui Dumnezeu. Să vadă că aici este izvorul vieții. Să spună, da, mă, acolo e izvorul vieții. E bine de mers. Și să ne ajute Domnul, sub inspirația Duhului Sfânt, să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Să fim râuri de apă vie care inundă pe alții, îi însuflețește înspre bine, înspre folos, înspre împărăție, pentru părtășie, pentru legătura Duhului, pentru viață spirituală și pentru viață veșnică. Să ne rugăm.